Thank you.
Deja, după cum am spus, deja 4 luni, avem situația
foarte incomodă. A patra lună suntem în situația când nu funcționează instituția de învățământ preșcolar. Cel mai grav însă este nu faptul că acestea nu au funcționat în această perioadă, dar este faptul că autoritățile, cei din acest minister și cei din alte ministere, cei de la guvern, nu și-au asumat grija pentru acei 150.000 de copii care, din data de 11 martie, au fost pur și simplu aruncați în stradă, trimiși acasă. Fiindcă noi avem în acest stat mai multe instituții cu profil social care trebuie să ne asigure nouă posibilitatea de a munci, posibilitatea de a lăsa copiii în siguranță și posibilitatea ca ei să fie instruiți și ocupați în această perioadă, când părinții sunt la serviciu. Cu părere de rău, chiar dacă părinții s-au arătat foarte înțelegători pentru perioada situației de urgență, care a fost până la data de 15 mai, și au sperat foarte mult că după 15 mai vom avea grădinițele funcționale și vor putea duce copiii. Mulți părinți chiar au sperat în acest lucru și respectiv așa și-au programat concediile și-au luat concedii din cont propriu, parțial achitate sau neachitate, care și cum a putut. Au dus copiii la bunici, s-au căutat alte soluții, pentru că așa ne-a spus doamna Dumbrăveanu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În statul nostru, protecție socială înseamnă descurcați-vă cumva. Așa a fost mesajul trimis către părinți, atât la începutul pandemiei, la data de 11 martie, când au fost închise instituțiile de învățământ, cât și ulterior, deja în luna iunie. Dar părinții pot să găsească soluții pentru o perioadă scurtă de timp. Dar pentru 4 luni de zile din an, niciun părinte care merge la serviciu și care trebuie să-și asigure familia, nu este în stare să găsească o soluție rezonabilă fără ca aceasta să dăuneze fie situației familiei, fie situației copilului. Cu părere de rău, nici acele două decese care le-am avut de copii preșcolari, situații foarte tragice, care puteau fi evitate în contextul în care grădinițele ar fi funcționat, nu a impus guvernul să vie cu o restricție, cu o soluție sau să vină cu anumite, cel puțin cu anumite cuvinte de încurajare pentru părinți, sau să vină să zică, haideți să vedem ce putem face. Cu păreri de rău, aceste decese de copii au fost trecute în tăcere de către guvern. În schimb, guvernul nostru vede foarte bine oamenii care merg în aer liber să se plimbe prin Levățică. În acest context, noi am venit astăzi la guvern cu protestul copiii mor, guvernul tace, pentru că aceasta este, de fapt, tactica guvernului în toată această perioadă în raport cu problemele părinților cu copii preșcolari. Am fost ignorați la început când s-a spus, guvernul a trecut la început când s-a spus, părinții au ridicat întrebarea ce faci pentru copii. Guvernul, cu părere de rău, a trecut și nu a răspuns la petiția noastră care am depus-o în 2 iunie și care am solicitat să fie soluționate sau să se vină cu măsuri în termen de urgență de 15 zile. Astăzi suntem în 10 zile când am depus această petiție și unicul răspuns primit a fost cel de la Ministerul Educației că se elaborează un anumit set de măsuri pentru epidemiologice, sanitare, norme, pentru redeschiderea grădinițelor. Deci asta este tot ce am primit de la guvern. În schimb, din studiourile televizate și de la print-uri de presă, primim zilnic mesaje că grădinițele nu pot fi redeschise, dar nici de cum nu primim soluții pentru acei 150.000 de copii. Ce să facă părinții cu acești 150.000 de copii? Unde să-i ducă? Unde să-i lase în siguranță? Vreau să spun că foarte multă lume sau chiar și societatea este divizată din cauza funcționării grădinițelor. Unii spun că este prea devreme pentru a redeschide, alții spun că noi avem nevoie de aceste instituții. Deci în contextul în care statul ne arată foarte prompt și foarte clar că prioritățile lui sunt redeschiderea piețelor, redeschiderea mall-urilor, redeschiderea instituțiilor de alimentație publică, cinit de cum grădinițele nu sunt pe lista priorităților autorităților. Și, guvernul ne tot invocă grija pentru copii. Stimat guvern, grija pentru copii este atunci când dumneavoastră vă interesează ce face acest copil care l-a trimis acasă. Ce face el în orele de muncă a părinților său? Ce face el dacă părinților
părintele și-a pierdut locul de muncă pentru a sta cu el acasă? Ce face el dacă se află în grijă unor bunici care au deja peste 70 de ani și nu mai au capacitate fizică de a îngriji de el și de a asigura securitatea? Atunci este grija, atunci se manifestă grija față de copii. Cine din Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în toată această perioadă, în 4 luni de zile, a făcut o evaluare? Câți din acei 150.000 de copii sunt în situații de risc? Câți din acei 150.000 de copii rămân singuri acasă? Câți din acei 150.000 de copii nu și-au văzut părinții câteva luni? Nimeni nu s-a interesat. Câți din ei au ce pune pe masă sau au o masă decentă care le asigură sănătatea lor, dreptul la sănătate. Deci, noi vedem că guvernul se limitează la grijă pentru copii doar în limitele irresponsabilității sale, adică nedorinții de a-și asuma anumite responsabilități. Totodată, avem un sistem de instituții preșcolare care continuă să funcționeze, doar că cu ușile închise. Și acest sistem de instituții preșcolare mănâncă zilnic din bugetul statului 10 milioane de lei. Deci, dacă vom avea 80 de zile lucrătoare de nefuncționare grădiniților, vom avea 800 de milioane de lei achitate pentru un sistem care nu prestează servicii populației, nu își îndeplinește misiunea. Atunci, de ce nu găsim bani pentru a achita un sistem nefuncțional, dar nu găsim bani pentru a susține financiar părinții și le asigura posibilitatea să stea acasă și să aibă grijă de copiii lor? Odată ce atât de mult afirmăm că este periculos ca copiii să se reîntoarcă în grădinițe, de ce în același timp noi nu propunem părinților soluții, soluții minime, un minim decent care să le permită lor să aibă grijă de copiii lor în siguranță acasă? Nu poți spune doar A și să nu spui B. Această problemă care ține de funcționarea grădinițelor este una complexă. Și odată ce guvernarea nu vrea să redeschidă și consideră periculos redeschiderea grădiniților, am solicitat încă din data de 2 iunie, veniți cu soluții privind achitarea indemnizațiilor pentru părinți și păstrarea locului de muncă pe perioada când vor fi nefuncționale grădinițele. La această întrebare am primit 10 de răspunsuri că grădinițele nu pot fi redeschise, dar nu am primit niciun răspuns ce facem cu partea financiară și cum asigurăm aceste familii posibilitatea de a sta cu copiii acasă. Nu este deloc serios. Cu atât mai mult, dacă guvernul, cum își explică guvernul grija sa față de copii, dacă trimite părinții acestora la muncă? Cum poate un părinte care merge într-un trolebus articulin și contactează la serviciu cu câteva zeci, poate chiar de angajat zilnic, cum poate el să fie garantul sănătății sau infectării copilului său? Avem standarde duble, cu păreri de rău, stimați guvernanți. În acest context ar trebui să veniți cu reacții prompte și cu soluții cât mai urgente pentru ca părinții celor 150.000 de copii să simtă că ei trăiesc într-un stat de drept, dar nu într-un stat unde li se încalcă zilnic drepturile, ci unde falsa grijă față de copii este zilnic afișată, dar nu se dau soluții. În acest context vreau să reiterez solicitările noastre pe care noi le-am avut în petiția din data de 2 iunie. Deci noi am cerut elaborarea unui protocol clar privind redeschiderea și funcționarea grădinițelor. Deci aici avem un progres, pentru că el într-adevăr a fost elaborat de către Ministerul Educației, dar cu asta s-au limitat toate măsurile care le-au întreprins guvernul. Punctul numărul 2. Redeschiderea instituțiilor preșcolare în condiții de maximă siguranță pentru copii și angajații grădinițelor. Cu părere de rău, aici avem doar să avem o amânare și o incertitudine totală. Ni se spune la moment că poate de la data de 15 se va începe redeschiderea treptată. Nu știm, va fi așa sau nu, dar nu avem și nu știm câte grădinițe se vor deschide, câți părinți vor putea beneficia de această redeschidere treptată. Punctul numărul 3 a fost adoptarea următoarelor prevederi legale privind identificarea resurselor financiare
pentru acordarea de indemnizații, suport financiar, în mărime de cel puțin 50% din salariu pentru părinții cu copii de vârstă preșcolară, inclusiv pentru cei care au pierdut locul de muncă sau au renunțat la acesta pe toată perioada nefuncționării grădinițelor. Am solicitat adoptarea prevederilor legale privind păstrarea locului de muncă pentru părinții cu copii de vârstă preșcolară în condițiile nefuncționării instituțiilor preșcolare. Și am solicitat acordarea de suport financiar pentru acei părinți care și-au pierdut locul de muncă. Și o solicitare pe care o mai adăugăm astăzi este aceea de a stabili un regim de muncă distinct pentru părinți care să coreleze cu programul de funcționare a grădinițelor în perioada pandemiei. Pentru că deja avem informații că grădinițele urmează să se deschidă, când se vor redeschide doar pentru 7 ore, și respectiv atunci părinții ar trebui să aibă dreptul legal, prevăzut, clar în lege, de a munci ca exemplu 6 ore pe zi, ca să reușească să-și ducă și să-și ia copilul de la grădiniță în aceste condiții. Deci reiterăm faptul că instituțiile de învățământ preșcolar rămân închise, guvernul până la moment nu a venit cu soluții. Și de fiecare dată, vrem să menționăm că de fiecare dată, când merge vorba de redeschiderea grădiniților, abordarea autorităților este complet diferită decât față de redeschiderea la toate celelalte instituții private și publice. Cumva se permite ca copiii să se infecteze, dar nu în cadrul instituției de învățământ. Se permite ca angajații instituțiilor de învățământ preșcolar să se infecteze, dar nu atunci când va funcționa instituția. Deci faptul că avem, se menționează că avem angajații a instituțiilor preșcolare care sunt infectați cu virusul COVID-19 și este ok, nimeni nu se interesează de ce el s-a infectat și unde s-a infectat. Dar dacă aceasta s-ar întâmpla într-o instituție de învățământ, deja se tratează ca o tragedie. Noi suntem parte a unei societăți, noi suntem parte a unui mediu. Noi nu putem pune grădinițele într-un mediu steril și izolat toți angajații și copiii acestor instituții care vor urma să meargă. Deci este evident că după redeschiderea acestor grădinițe oricum vor fi cazuri de infectare și noi nu vrem ca ulterior din aceasta să se facă scandal și să ne facă pe noi vinovați de faptul că cineva s-a infectat. Nimeni nu spune că guvernul este vinovat de faptul că medicii din spitale se infectează. Nimeni nu spune că cei care merg la piață și iau de acolo virusul, că este vinovat proprietarul pieței sau altceva. Trăim în păreri de rău, trăim în acest mediu în care nu putem să ne asigurăm un mediu steril. Dar guvernul, în puterea guvernului este de a asigura un mediu maxim de securitate, un nivel maxim de securitate epidemiologic. Și el acest lucru trebuie să-l facă în condiții cât, în termen cât mai rapid și să redeschidă grădinițe, fiindcă părinții chiar nu mai au soluții. Eu am să rog dacă sunt doritori dintre părinți să se expună. Deci, dacă cred că pe parcurs sau părinții au dat deja interviuri la presă și în acest context reamintim guvernul și reprezentantul acestora, celor trei instituții către care am lansat invitația la dialog, să iasă totuși în față părinților, astăzi de zi de muncă, toți sunt pe noticii și rugăm mult să vină să le spună părinților, să identificăm împreună soluții sau să își argumenteze poziția și să spună părinților ce să facă mai departe. Doamna Revenco, ce v-a motivat din nou să veniți în fața guvernului? Ne-au motivat părinții, fiindcă după închiderea grădinițelor, dar în special după ce s-au
scos măsurile, s-a încheiat perioada excepțională, 15 mai, părinții au început să ne scrie foarte intens referitor la această problemă. Și inclusiv părinții poate și nouă ne adresau anumite reproșuri, fiind în, nu știu, ne găsind soluție și ne întrebau ce să facem noi cu copiii. Le-am răspuns, nu știm nici noi ce să facem, dar haideți să încercăm ceva împreună. Și respectiv, având această, aș spune, chiar presiune din partea părinților sau o solicitare de a acționa cumva toți împreună, și am lansat petiția în speranța că totuși guvernul va veni cu soluții și ne vom face auziți. Cu părere de rău, guvernul s-a făcut într-o ureche, așa să-i spunem, și până la data de astăzi, suntem practic la o lună de lansare petiției, dar până la asta au mai durat câteva săptămâni de discuții intense pe rețele de socializare, în studiouri TV, și deci noi nici până astăzi nu avem nicio soluție pentru părinții care au copii preșcolari și trebuie să iasă la muncă sau poate chiar merg la muncă. Care sunt solicitările părinților și la dumneavoastră? Deci solicitările se divizează în două categorii. Categoria numărul 1 este redeschiderea grădinițelor, treptat pentru un număr redus de copii cu toate măsurile de profilaxie necesară. Și momentul numărul 2 este să statul să acorde protecție socială acelor părinți care în această perioadă de 4 luni de zile de fapt au făcut lucrul grădinițelor. Fiindcă copiii au fost ținuți acasă de către părinți, copiii au făcut lecții online, chiar și cei de la grădiniță, cu părinții, copiii au fost alimentați de către părinți, cu părinții au asigurat siguranța acestor copii, mediu sigur pentru ei. Deci, în această perioadă, în 4 luni de zile, instituțiile statului care sunt plătite din tot acel buget pe care noi îl dăm statului, nu au funcționat. Deci nu au acordat soluții ce facem cu copiii. Pe de altă parte, vedem că vă auziți cu un cartier distanță, dar cei de la guvern, niciun reprezentant nu au ieșit în fața părinților. Da, nouă ne pare foarte rău. Chiar a fost o situație de test sau o încercare de a testa deschiderea pentru dialog, fiindcă vreau să menționez că săptămâna trecută la fel am expediat o solicitare, un e-mail către guvern, prin care am solicitat să organizăm o masă rotundă în sensul căutării soluțiilor pentru situația părinților. Și nici acea solicitare nu i-a fost dat curs, doar avocatul copilului a spus că este disponibil pentru discuții. În rest, nici Ministerul Sănătății, nici Ministerul Educației, nici Guvernul, însuși prim-ministru, nu a dat curs solicitării noastre de discuții. Acum o să bateți din nou la ușa guvernului? Ce să faceți mai departe dacă în continuare nu vă discuții? Haideți pe rând. Să bateți din nou la ușa guvernului? Nu o să batem la ușa guvernului, cred că nu are rost, că cine vrea să audă, am fi fost de mult auziți. Cred că de seară iar vom avea discuții în studiouri cu grădinițele, încă nu pot fi redeschise, că avem o situație epidemiologică gravă, dar după cum gestionează statul nostru situația epidemiologică, avem toate șansele să fim la același timp de îmbolnăviri sau același număr de îmbolnăviri încă multe, multe luni înainte. Deci, ce preconizăm să facem? Una din soluții ar fi, cred că, darea statului în judecată. Dacă doar este ca soluție, nu avem încă resursele necesare, o să încercăm să le identificăm. Și dacă cineva ne vede din avocații pentru drepturile omului și se poate implica, noi vom fi foarte recunoscători pentru ajutor și suntem în așteptarea unor... să ne spună de unde să începem și ce să facem, care ar fi cadrul legal, ce putem invoca și ce putem cere. Da, sigur, pentru că părere de rău la noi în stat se merge pe jumătăți sau chiar pe pătrimi de măsuri. Ne putem trezi foarte ușor într-o zi, să avem redeschise grădinițele, program de 7 ore, dar părinții cu program de lucru de 8 ore cu ora de masă de 9 ore. Deci asta ar putea fi situația. Și mai avem o situație care tot atât de fie gândită de guvern. Se preconizează că în cazul când va fi o bolnăvire, o persoană bolnavă de COVID în grupă sau în grădiniță, se va recurge la măsuri de carantină. Deci, imediat ce vor fi aceste măsuri incluse de carantină, trebuie părinții din nou să aibă soluții. Vor trebui să le se dea un concediu medical de carantină, chiar dacă copiii nu sunt bolnavi, dacă nu funcționează instituția, ei trebuie să stea legal în carantină, perioada stabilită, 14 zile, cu concediu achitat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!